Regula a revenit ca să discutăm despre setările media și funcția PVR -a acestui uh, echipament, acestui set-up box de codor, receiver, cum vreți să-i spuneți. Am aici un stick Kingston de 4GB pentru teste și îl introducem aici sub mufa, sub mufa, auzi, suportul RG45. Îl introducem, deși este introdus puțin ciudat puțin afară, aparent, e în regulă, da, e în regulă, l-am întors, și acum, este foarte important, uh, orice introduceți, hard extern, stick și așa mai departe, bine de știut, decodorul îl va formata, deoarece de obicei, ce format au astea, FAT32, dacă nu mă înșel, decodorul îl va formata în EXT3, cei care utilizează Linux, cu siguranță v-ați mai întâlni cu partiția asta. Și acum, ca să faceți funcția asta să funcționeze, ați introdus stick-ul, de pe telecomandă accesăm butonul de meniu, setări, ok, parla este 0000, am intrat în meniu, vom pune aici în stânga pe setări media, ok, am mers în dreapta, activați stocare pentru PVR, și selectarea, Apăsăm OK. Deja mi-a detectat că este King Max. OK pe King Max. Și mă anunță. Ce spațiu are, viteza USB este mică, posibil să nu funcționeze corespunzător. Doriți să salvați? Da. Deci, după ce ne apare mesajul ăsta, OK. Și ne anunță că vom formata USB-ul, în cazul de față, în cazul meu, stick, în xt 3 OK. Iarăși, toate înregistrările HDD vor fi șterse. Dacă aveți orice pe hard extra stick, la revedere! Deci e important să le salvați pe calculator dacă le mai vreți. Apăsăm OK de 4 ori 0 și acum formatează ce anume am setat eu pe USB. Observ că rămâne blocat puțin la 96%, aparent e normal lucrul ăsta, din ori mi-a stat aproximativ 30 de secunde dacă nu mă înșel așteptăm și acum. Ne va apărea în curând că este succes. Eventual până atunci vă mai prezint puțin telecomanda asta. Aici este butonul de TV bară radio ca să puteți comunica între lista de TV radio, but meniu, butonul media, acesta îl veți accesa pentru funcția PVR, să vedeți înregistrările. Guide-ul este acel EPG care vă spune ce program rulează, unde, când, vă faceți și rezervări informații, volum, channel plus, ext, output, back, aici sunt funcțiile de PVR, înregistrare, pauză, stop, în față, play, în, în spate, de fapt, în față, derulări, butonul Slip funcționează, de se stingă decodorul automat, de la 0 la 90 de minute, butonul audio, sub și app. App te duce în meniul de aplicații, butonul audio este destul de important și aici, selectați pe un anume televizor, ce limbă să vă vorbească. Posibil ca unele să dispună de mai multe limbi și subtitrarea să schimba subtitrarea, să o porniți sau să o opriți. Acum, observ că mi-a setat deja Kingmax, l-a recunoscut, mi-a dispărut instant bara de progres aceea cu 96%. Încere date generale, durata de gardă, durata de înregistrare, redare, omitere, reclame. Iar nu ne mai interesează asta. Apăsăm Exit de pe telecomandă să ieșim din meniu. Acum, trebuie, ne rămâne doar să înregistrăm. În principiu, funcția asta e corelată cu EPG-ul. Dacă aveți setat totul corect, de dată, oră, când dați record, practic înregistrează doar sesiunea respectivă. Dacă rulează știri, toate știrile vi le înregistrează. Haideți să vedem. Apăsăm pe butonul record și o să ne apară în dreapta sus un mesaj că înregistrează. Și după aceea dispare. E bine, el acum înregistrează. Ma așteptăm vreo 20-30 de secunde să mai înregistrăm încă un post și să vedeți cum anume puteți vizualiza, schimba între ele, revenit la meniu normal. Din câte știm noi din primele informații, dacă se mai apasă încă o dată înregistrare, va trece și la următorul program, cum ar veni. Dacă de la... 10 la 11 este un program, mai apăsa record, mai apăși încă o dată, înregistrează și cel de la 11 la cât o fi. De astăzi doar primele insights, să spunem așa, trebuie să mai testăm funcția asta. E bine e suficient, apăs pe butonul de stop, Eu doar atât vreau să înregistrez, și mă anunță, listă de oprit, 40 de secunde. Da, bifăm și ne cere oprire înregistrare, să apăsăm încă o dată pe stop, apăs încă o dată pe stop. Și mă prind înregistrarea. Apăs OK și pun pe alt post. Ce e cu dolar în față înseamnă că este post codat pe rețea. Dar doar dacă aveți pachetul respectiv va funcționa. Haideți să pun pe Geo. Așa, mai apăs încă o dată înregistrare și înregistrăm și aici. Vom aștepta câteva momente. Doar ca și test vă arăt lucrul ăsta. Da, foarte interesant. Dar putem testa faza cu subtitrare, să vedem. Da, subtitrarea DVB pe română. Dacă punem oprit, la revedere, subtitrare. Deci în cazul care nu aveți subtitrare și aveți decodorul ca on, înainte să sunați la relații client sau să veniți la sediu după caz, apăsați butonul acesta, sub liniuță T. Apăsați pe el și asigurați-vă că este setat corect pe subtitrarea DVB Room în cazul de față. Și după cam 10-20 de secunde va porni subtitrarea. Deci nu este instant cum probabil vă gândiți că e. Da. Ajunge și aici. Oprire. Bifă. Și oprire încă o dată. E regulă. Acum am salvat două posturi ca să le vizualizăm. Ce anume trebuie să facem? Pe telecomandă apăsăm butonul media care este aici. Păsăm pe el și mi arată ce am înregistrat. DigiWorld-ul și detectorii de istorie. Bun, dăm OK pe asta să ruleze. Și acum am rulează ce am înregistrat adineori. Aici deja te poți folosi de funcțiile de la PVR. Pauză, îți spune pauză. Sau dacă vrei să ieși de aici, te-ai săturat deja să la ce ai înregistrat și vrei înapoi la meniul de TV, pe stop, apeși pe stop. Cred că am apăsat pe înainte. Apăsăm pe stop, mi-a mi -a apărut meniul ăsta. Și acum apăsăm pe exit de pe telecomandă, să ieșim din meniu. Și acum am revenit la meniul normal. Cam asta ar fi funcția PVR. Dacă, dacă voi vă mai jucați cu ea și aveți detalii noi, în secțiunea de comentarii vă așteptăm, informăm și pe alții măcar. Eu am reușit să pun un apel cam 2-3 ore și asta a ieșit noul decodor, Kaone, na 1600 HD oferit de RCSRDS. Dacă aveți orice alte nelămuriri, întrebări, la fel, vă aștept în partea de jos la secțiunea de comentarii. Salut!